Internetul este o sabie cu dublu tăiș pentru copii. Pe de o parte, cu ajutorul lui află o sumedenie de informații utile, însă pe de altă parte s-ar putea alege dacă devin dependenți cu dezechilibre emoționale grave, spun psihologii. Chiar dacă timpul celor mai mulți dintre părinți este puțin, la capitolul prevenție, ei ar trebui să aibă cel mai important rol. Nu e un secret că de multe ori, din lipsă de timp sau pentru a ne rezolva diferite treburi, mulți dintre noi îi lăsăm pe cei mici ori în șir în fața telefoanelor sau tabletelor. Stau pe internet? Normal. Dacă vrei să stai liniștit, să-ți vezi filmul tău, lași copilul pe telefon sau pe tabletă. Doar în timpul liber, da. Când se stea mai cu minte, uneori, când văd că nu ne înțelegem, mă mai lăsăm 10 minute, un sfert de oră și ajungi. Mai pun desene cam 15 minute maxim pe zi. Stau destul de mult, într-adevăr, pe astfel de device-uri și pe internet. Nu am un parent control asupra lor. Eu cel puțin nu. Specialiștii spun că părinții sunt în primul rând cei care ar trebui să observe semnele dependenței de internet în cazul copiilor, astfel încât să le poată limita timpul petrecut online. Această limitare cumva este greu de obținut câtă vreme nu ofere altceva la schimb. O măsură de acces limitată, măsurată, ajută de fapt să se bifeze două aspecte. Accesul la o informație cât mai vastă, dar și o profunzime, adică un timp de procesare. Ca și părinți, da, trebuie să avem atenția la comportamentul copiilor în ceea ce privește utilizarea tehnologiei. Majoritatea părinților nu urmăresc astfel de comportamente. Social media devine adesea locul unde tinerii își petrec majoritatea timpului online, iar specialiștii spun că această tendință poate afecta negativ relațiile interpersonale și experiența cu lumea reală. Iar pe rețelele sociale, mulți dintre elevi stau inclusiv în timpul orelor. Faptul că stau fără nicio limită pe telefoane le poate afecta performanța școlară. Lucrurile se complică și mai mult atunci când mulți dintre elevi fac rost de substanțe interzise din mediul online. Sunt copii astăzi care își procură drogurile pe platformele online. Nu putem să ne protejăm copiii de mediul online. Aici este o problemă care este scăpată de sub control în întreaga lume. Acolo este viața lor, pe rețelele de socializare, pe TikTok, pe Instagram. Au fost niște studii făcute care spuneau la un moment dat vorbeau undeva de 2 ore. Parlamentarii au propus un proiect de lege care înseamnă de fapt un parteneriat cu furnizori de conținut care ar trebui să interzică accesul adolescenților pe diferite platforme, oferindu-le părinților posibilitatea să fixeze un anumit timp pe care copilul îl poate petrece pe internet. În primul rând, acum proiectul de lege este în consultare publică. Să le oferim părinților instrumente de control parental asupra ceea ce fac copiilor în online. Să implementăm legislația cadru european, oprirea anumitor fapte ilegale, precum organizarea traficului de droguri prin intermediul internetului și racolarea copiilor drept clienți. Potrivit unui studiu, adolescenții cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani sunt cei mai susceptibili la a dezvolta dependență de internet.